Pur și din Bucegi vor buletine de Sinaia și ca să demonstreze că pot fi cetățeni loiali, coboară seară de seară pe străzile orașului. E adevărat, preferă zona tomberoanelor, unde pot găsi cu ușurință mâncare, dar nu ocolesc nici cartierele aglomerate. Vin de atâția ani în oraș încât localnicii deja s-au obișnuit cu ei. Îi recunosc, le-au dat nume și mai mai că le lasă delicatese lângă tomberoane. Da, a mai venit chiar și săptămâna trecută, a fost aici în partea asta, înaltă, la ora 1, nu știu ceva, chiar 2, la trau când într-o veselie. N-are, dacă n-are ce mânca în pădure, el vine aici, s-a învățat cu oamenii. Pentru că au fost sociabili, urșii și-au câștigat dreptul de reședință în stațiunile de pe Valea Prahovei. Moș Martin ar putea fi primul urs posesor de carte de identitate. Născut în munții Bucegi, s-a îndrăgostit iremediabil de peisajele din Sinaia și a ales să-și facă veacul pe cărarea ursului. Every life we have some trouble. Nu-l deranjează nici câinii, nici localnicii. Preferă să ia masa lângă blocuri sau case pe străzile centrale ale stațiunilor. Ce-i drept, ce rămâne în urma lui le dă dureri de cap angajaților de la Salubritate. Și chiar dacă oamenii nu se mai sperie cu una, cu două de Moș Martin, nu ar vrea să dea nas în nas cu ursoaica lui. Dacă e ursoaică, e mai rău să n-aibă și pâine. Atunci e riscul mai mare. Posibil totuși ca Martin să-și aducă și consoarta în oraș cât de curând. Banca Națională.